rog o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Trebuie să te documentezi până în pânzele albe, astfel încât să știi dacă cel care se află în fața ta este onest sau nu. Noi facem o meserie în folosul comunității. Trebuie să reușești să te pui și în pielea celor care stau acasă și te urmăresc. Dragi prieteni, bună dimineața! Interlocutorul meu din această sâmbătă declară: cred că în presă sunt importante pasiunea și onestitatea. Vedetele nu sunt jurnaliști, iar jurnaliștii nu sunt vedete. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, jurnalistul, publicistul, omul de radio, autorul de non-ficțiune și producătorul de televiziune, Marian Voicu, bine ai venit, bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am găsit! De ce te-ai încruntat? Am văzut cu așa, cu vederea periferică, te-am surprins că te încruntai la enumerare. Ce nu-ți plăcea? Bine v-am regăsit. Mie cappuccino, ca de obicei. Mulțumesc. Un ceai verde, ca de obicei. Așa? De ce ai făcut un rid așa trecător când povesteam? Nu credeai că ești tu cel din enumerare? Sau cum? Probabil că e o tradiție la Buzău. Să ne încruntăm cu toții când auzim că suntem lăudați în exces. Începe să-mi placă la Buzău. Dacă domnul Pleșu s-a încruntat, dânsul a crescut la Pârscov, de exemplu, o copilărie fericită, din câte a spus. Așa. Și parcă se mai încruntă și domnul Pleșu din când în când. O fi un obicei buzoian. Știi că acum, mulțumesc, având barbă, poate consideră că nu se asortează cu barba și se încruntă pe dinăuntru. Sau când scrie pe blog, știi, e destul. Uite, o să fiu atentă. Te-ai gândit vreodată de ce n-am băut noi, domnule, în aproape un sfert de veac de când împărțim aceeași viață în aceeași instituție, n-am băut o cafea? Uite, ne luăm revanșa azi. E un moment binevenit. Aniversar, am putea spune, da. Să știi, cafeaua mea e mai bună. Dacă am spune cuiva că n-am avut răgaz niciodată, să stăm ca acum, împreună, la o masă, cu cafea, cu ceai sau poate cu un pahar cu vin, nu știu câți ne-ar crede, dar n-am putut face asta. E întotdeauna un început. Hai să spun de ce n-am putut. Pentru că ai fost foarte ocupat, dragi prieteni, a fost copleșit de mai bine de 50 de filme pe care le găsiți pe internet, slavă Domnului, reportaje și documentare care mai de care, pentru care a luat multe premii, am să le spun din când în când. Dincolo de asta s-a ocupat și cu altele, cu radio, cum spuneam mai devreme în deschidere, chiar prezidențialele în 2004. Asta a fost karma. Zici că a fost o karma. Au fost niște momente speciale. Nu doresc vreunui jurnalist neapărat să treacă prin astfel de momente sensibile pentru democrația românească. Eu găsesc că e o școală dură și rară, pentru că dacă socotezi bine, abia de aveai vreo 35 de ani și ca să fii ales la asemenea vârstă pentru niște prezidențiale, înseamnă că ai făcut proba încrederii, a echilibrului, ce-ar fi făcut cu una ca mine, impetuoasă, imprevizibilă, cine știe ce făceau cu candidații ăia. Dacă mă aveau pe mine, tu te-ai purta bine, înseamnă. Iată o alternativă care ar fi trebuit luată în considerare. Poate că era mai bine. Pentru că au fost domni, mai ales domni exotici care se doreau a fi prezidențiabili, dintr-un cu totul alt film. E suficient să-i amintim pe Corneliu Vadim Tudor, pe Becali și pe alți domni. A fost interesant. Pentru că a fost în direct, de exemplu, l-am întrebat pe George Becali de ce se consideră a fi de dreapta. Așa. Și domnul Becali a spus, păi, dacă ești bărbat, ești de dreapta, dacă ești femeie, ești de stânga. Și am auzit hohotele de râs din regie. Se râdea atât de tare încât... Încât nu te mai puteai concentra. Da. A fost interesant, da.
Vai, asta cu stânga și dreapta politică adusă la masa din bucătărie deja mi se pare chiar, cum zic studenții, tare de tot. Dar să trecem la alte lucruri tari, cum ar fi cărțile astea patru ale tale, scrise într-un ritm foarte bun, atât de documentate, domnule, încât m-am întrebat, sincer, dacă această Matrioșca Mincinoșilor nu e o teză de doctorat, ci nu ne spui nouă. Pentru că are o bibliografie la zi, o argumentație riguroasă, ca un studiu bun, și m-am gândit că poate e totuși o teză, sau nu e? Din fericire, nu e o teză de doctorat. E doar adică o carte. În capcana asta nu ai căzut, vreau să zic. E doar o carte și... În cazul știrilor false, documentarea minuțioasă e absolut necesară. Ca să demonstrezi de ce o minciună este o minciună, trebuie să arăți publicului în mod minuțios de ce. Și sunt unele știri fake și le folosesc acest barbarism, pentru că diferența între fake news și false news există în limba engleză, da, în limba română nu există, da. Dar ea e foarte importantă. Așa e. Și mi s-a părut foarte important acest lucru. Și documentarea minuțioasă e un păcat de la care nu mă pot abține. Da. Cât ai lucrat la studiul ăsta? Sunt 5 ani de atunci, cartea a apărut în 2018, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că actualitatea ei, abia acum cred că o înțelegem de plin, pentru că trăim ca pești în apă în fenomenul ăsta. Da, eu cred că suntem abia la începuturile fenomenului fake news, deși el există de 100 de ani. Da. Internetul a făcut totul posibil și mai ales agresiunea împotriva Ucrainei. Cred că suntem cam în al treilea val de fake news, de exemplu. Prima a fost 2014, anexarea Crimei, al doilea a fost pandemia, al treilea a început anul trecut odată cu invadarea pe scară largă a Ucrainei. Și în fiecare val avem un cu totul alt context și avem alte narațiuni și totul se schimbă. Minciunile se schimbă, mizele însă rămân aceleași. De exemplu, o miză majoră a dezinformării ruse este spargerea, o mișcare centrifugă de plină a Uniunii Europene. Se dorește asta. Brexitul a fost un rezultat, de exemplu, pozitiv și nu avem nicio garanție că nu vor mai urma alte exituri. Da, mi-aduc aminte în versiunea Russia Today și altora de aceeași sorginte când discutau despre protestele din 2017 de la București și spuneau, a, cuțitul Uniunii Europene le-a ajuns în sfârșit românilor la os. Și culmea că foarte mulți eurosceptici credeau asta aici. Este un moment foarte bun, mulțumesc că l-ai adus în discuție. Pentru că Moscova vorbește rar de România. Nu numai că suntem o periferie din punctul lor de vedere, dar avem și o imagine foarte proastă. De zeci de ani, românii sunt priviți ca, pare rău că folosesc acest cuvânt, niște țigani, needucați, o țară săracă, pe care Uniunea Europeană, din nu se știe ce motive, a acceptat să o primească. Da. Poate spun rușii pentru că este o piață, poate pentru că e, forța de muncă este ieftină și așa mai departe. Iar în acest material publicat, difuzat în 2017 de Kiseliov, cel care este considerat propagandistul șef al Moscovei, apar toate aceste narațiuni. Protestele erau doar un motiv pentru ca România să apară din nou zugrăvită astfel. Se spunea, de exemplu, că românii protestează nu împotriva ordonanței 13, așa, ci pentru că guvernul crede că corupții nu mai au loc la pușcării, pentru că Uniunea Europeană cere ca pușcăriile să aibă un anumit confort. Și noi nu le mai putem asigura acest confort. Totul fusese răstălmăcit. Sunt scenarii care nu doar că au bugete, narațiune, metalimbaj, dar au spectacol, domnule. Adică, pur și simplu, cred că deliciul, pentru că urma să te întreb asta, de ce ne place atât un fake news? Este emoții, în primul rând. Emoție, emoția e cea care face ca știrile false să aibă tracțiune. Și emoția este din belșug, cel puțin în ceea ce vedem astăzi, nu numai privind războiul din Ucraina. Și există și știri fake sau narațiuni fake grandioase.
cum este, de exemplu, inventarea unei limbi fake, cum este limba moldovenească, care are o poveste senzațională. Te rog să ne spui în 1924. Da. Sigur că drumurile în Basarabia au contribuit la această curiozitate, mirare perpetuă. Cum de e posibil ca oamenii ăștia să susțină și astăzi vecinii și frații noștri că vorbesc limba moldovenească? Vorbești cu ei în limba română și ei susțin că vorbesc o altă limbă. Și inclusiv în regiunea Odessa, de exemplu, unde propaganda sovietică a fost și mai puternică. Și povestea e una care e centenară deja. Un tip, un bandit, Kotovski, căruia i s-a dat pe mână proaspăta Republică Socialistă Sovietică Autonomă Transnistreană, el s-a gândit că ar fi bine să existe și o limbă specială. Și niște lingviști au făcut-o, au confecționat-o. Și această poveste durează de 100 de ani. Limba a făcut să existe și un popor, o națiune moldovenească. Există încă în Constituția Republicii Moldova, celebrul articol 13. 13, da. Asta face și ca în Ucraina să avem două minorități, română și moldovenească. Pentru că altfel minoritatea română ar fi avut jumătate de milion și ar fi fost a doua cea mai numeroasă după cea rusă. Scrii despre toată această poveste a banditului ideolog, inclusiv în Vinul Rușii. E aici cartea, e un volum pe care l-ai scris împreună cu alții, doar îl arăt și l-am numit pentru că vreau să mă ocup cronologic de toate aceste patru scrieri ale tale, pe toate le-am citit cu plăcere și cu încântarea documentării pe care ai făcut-o, repet. Și dacă vreau să fiu cronologică, uitam să iau chiar tomul ăsta masiv, care e primul și care se ocupă de tezaurul României de la Moscova, pentru că tot ai spus că ne consideră niște prăpădiți așa, insignifianți. Probabil că atât de nedemn de luat în seamă, încât nici mai merităm să primim înapoi tezaurul. Iar aici, toate aceste sute de pagini demontează cu, pot să zic așa, cu artă jurnalistică, tot acest litigiu paradoxal, inedit, practic, în istoria încăierărilor. Da, este singular în lume, într-adevăr, da. Singular pentru că nu este o captură de război, pentru că am dat unui alt stat cu acte în regulă averea respectivă și nu este vorba doar de aurul BNR. Aici este marea problemă. În conștiința publică se crede că este vorba doar de un aur și că românul în care comun atât știe, rușii ne vor da această zestre înapoi, vom fi cu toții bogați, trebuie să ne pregătim cardurile și așa mai departe. Nu e vorba despre asta. În primul rând că averea financiară a fost de 10 ori mai mare, practic băncile comerciale private au fost golite, totul a fost trimis la Moscova, de cele mai multe ori cu chitanțe de mână. În al doilea rând, au fost trimise tot ce înseamnă memorie și identitate culturală. Toate muzeele, cele mai multe private, bineînțeles, au fost golite, arhivele au fost golite, astfel încât tot ce ține de identitatea românească coborând până în secolul XIV se afla la un moment dat la Moscova. Hai să spunem asta, că au fost două plecări însemnate, una în 1916, una în 1917. Practic, patrimoniul artistic a plecat în 1917. Cine nu are răgazul să citească aceste sute de pagini poate să vadă filmul tău, da, care din fericire e liber pe internet. Așadar, am rămas dintr-o dată trunchiați în identitatea noastră, în primul rând spirituală, artistică și abia apoi economică și altfel financiară, prin aceste două transporturi mari cu ceea ce am numit tezaurul României, dar sunt în primul rând arhive însemnate, sunt bijuteriale coroanei, să spunem. Da. Toate, sau mă rog, marea majoritate a bijuteriilor Reginei Maria au fost vândute de bolșevici. Așa se crede. Lumea se întreabă acum, retrospectiv, dar chiar nu exista o alternativă? Chiar trebuiau să aleargă Moscova? Este o întrebare care ne face plăcere, dar este irelevantă astăzi. Era un context mult prea complicat atunci.
Există astăzi informații că Imperiul a insistat să trimitem acolo nu doar tezaurul, ci și guvernul și parlamentul să plece din România și să se instaleze în Rusia. Și atunci am fi rămas un stat fără teritoriu. Le datorăm faptul că statalitatea nu a încetat să existe reginei Maria și generalului Bertlot. Da. Acești doi oameni au salvat, practic, statalitatea română. Nu am fi avut un cuvânt de spus apoi în niciun fel de negociere de pace. Marea problemă, dincolo de faptul acesta că am trimis tot ce era importat în România, este că nu știm dacă ce am primit în 35 și 56 este tot ce am trimis. Pe de o parte, aici, în România, timp de 100 de ani, nu ne-am făcut treaba, nu au fost strânse inventarele, atâtea cât au fost. De ce crezi? Că asta e o întrebare pe care prompt ți-ar pune oricine. Suntem la 107 ani distanță. De ce n-am avut nici după un secol un inventar? Rușii au făcut un inventar, dacă eu știu bine și știu inclusiv din lectura cărții tale, prin 1940 chiar au făcut un inventar aproape exhaustiv, dar da. Asta n-a folosit la nimic pentru că odoarele alea tot la ei au rămas și noi tot nu știm acum, după un opis bine stabilit, ce aveam acolo, ce le-am dat, ce ne-au mai dat ei înapoi cu picătura, pentru că din ce citesc în cartea ta, aceste două restituiri care au fost formale, una a fost mai mult de arhivă în 35. Dar sunt nici minore. Măcar atunci în 35 adică, noi nu am făcut un inventar cu ce am primit. De ce crezi ca jurnalist în primul rând ne intimidam de această putere eram la noi de acasă. La din... cred că pur și simplu ne caracterizează o anumită nepăsare. Luăm ușor toate aceste lucruri. Administrația nu este prietena noastră. Nici în 56 există un singur inventar care se află la Muzeul Național de Artă al României și care a fost un document destul de secretizat. Și când am scris această carte, muzeul a avut oarecare reținere. Se credea că este un document atât de important pentru statul român încât ar fi bine ca publicul să nu știe de el. Apoi a apărut public. Fiecare din aceste documente există în cel puțin 3 exemplare. La noi, la Banca Națională, deci Guvernul României, Banca Națională și la ruși. Inventarele succesive care s-au făcut apoi din ordinul lui Lenin, Stalin și așa mai departe, există. Rușii spun că nu există. Noi știm că există, rușii știu că noi știm. Și de aici începe un joc de șoarecele și pisica. Și e vorba de, după 100 de ani, tezaurul și Basarabia fiind ceea ce cred eu că este temelia neîncrederii și suspiciunii, am ajuns la într-un moment în care, chiar dacă rușii ne vor da acest aur, noi nu vom mai reuși să avem încredere unii în alții. Este mult prea adâncă această suspiciune și această poveste, inclusiv legate de reparațiile de război, de sovromuri, și toate celelalte lucruri, inclusiv propaganda recentă și îndreptată împotriva României, membre NATO, da, de exemplu. Trebuie să adaug că surse de stat, ca vocea Rusiei, au spus acum un deceniu, poate că sunt 10 ani de când eu însă mi-am auzit, aceasta e pradă de război și da, nu o puteți cere, nu o puteți revendica, nu mai e nimic din tezaurul vostru. Și atunci, dacă societatea rusă aude o dată, de două ori, de 10 ori, un astfel de verdict, e clar că știm bine acum din legile manipulării că o minciună repetată e un adevăr, e îmbrățișată ca un adevăr. Da, pe de altă parte, statul român a fost destul de puțin eficient în negocieri. Ne-am raportat tot timpul la această chestiune, apelând la bunăvoința Moscovei ca să ni se dea înapoi. Deși este o chestiune în care există protocoale și acte semnate. Toată această avere a fost... Nu, avem în 2003, te rog să mă corectez dacă datele mele nu sunt exacte, îmi amintesc că în 2003 am avut un protocol al miniștrilor de externe și atunci eu chiar am crezut că un demers va demara, vom fi pe șină și că vom avea curând tezaurul. Chiar am crezut asta. Nu s-a Cred schimbat că nimic. Și rușii au intenționat. E acea vorbă faimoasă. Când e o problemă, fă o comisie ca să înmormântezi problema.
Comisia funcționează de 20 de ani, s-a întâlnit de câteva ori, 7-8 ori. Noi vorbim de tezaur, rușii vorbesc despre istoria tezaurului. Și aici este marea problemă. De ce ai vorbit despre istorie? Pentru că atunci când românii spun, bine, bine, dar avem protocoale, dați-ne aurul înapoi, de exemplu. Da. Pentru că acolo există evidența cea mai strictă. Dincolo nu avem o evidență și rușii spun, dacă voi nu știți ce să ne cereți, arhive, tablouri, noi de unde să știm. Dar când e vorba de bani, istoricii ruși obișnuiau să spună, dacă am deschide acest capitol al negocierii, am putea constata că voi românii ne sunteți datori. Ce ați căutat la Stalingrad? Ce ați căutat la Odessa? Revoltător. Ce ați căutat în Basarabia atunci când ați făcut unirea? Ce ați căutat la Budapesta în 1919, vor spune? Așa, atunci, grație acestor precedente, ei consideră că e o compensație de război, înțeleg bine? Nimic nu este oficial. De fiecare dată se produce o altă teorie. Că a fost cheltuit de mișcarea comunistă română. Da. Aurul respectiv, sau de bolșevici, sau că a ajuns legionarii cehi au scos aurul respectiv, moneda fiind cea mai valoroasă atunci în Cehia. Sunt o mulțime de teorii. De ce nu ne-am dus în fața unei instanțe internaționale așa cum a făcut Ucraina, de pildă? Noi când am fost cu Ucraina într-o instanță internațională, a fost nevoie ca ambele părți să fie de acord. Și în această chestiune ar trebui ca ambele părți să fie de acord. Federația Rusă nu accepta și nu acceptă niciodată ca un terț să judece un astfel de litigiu. De la Lenin încoace s-a statuat că un alt stat nu poate face dreptate pentru Moscova. Nu există nicio soluție juridică alta decât ca Moscova să recunoască, fiind succesorul de drept al Imperiului Țarist, că acest drept este unul care nu poate fi contestat. Dar povestea rămâne una foarte frumoasă și, din păcate, este puțin cunoscută, mai ales cea arhivelor și artei. De exemplu, la Muzeul Național de Artă, cea mai mare parte a valorilor din secția de artă veche sau din arta modernă românească vin din ce au restituit rușii în 56. Ce se află în tezaurul de la Muzeul Național de Istorie vine din această restituire din 56. Un gest de bunăvoință al Moscovei, s-a spus atunci. Problema este că noi nu știm ce a mai rămas acolo. Asta este marea problemă. În special în arhive. Mă duc spre Cartea Galbenă, cea mai recentă. Ea a apărut la sfârșitul anului trecut. În 2022 ai scris-o cu Cătălin Gomboș, Războiul lui Putin cu lumea liberă. Am terminat-o aseară de citit. Reiei aici teze pe care le-ai mai discutat despre propagandă, despre dezinformare și fake news aduse la zi, dovadă că te vei putea ocupa despre acest virus al internetului, ca zic așa, și al societății globale mult timp de aici încolo și tot nu vei face față, fie că o faci la televiziune, ca acum, cu sezonul 4 sau al 5-lea, n-am mai numărat, cu formatul vostru de duminică la care mă uit nesmintit. Fie că mai scrii o carte sau că vorbești cu mine, uite, la mic dejun, bine că ți-ai luat ceaiul care eu cred că s-a răcit. E foarte bun. Nu, și nu, pentru că suntem la ceai și cafea, cum să ocolesc asta? Cum te-ai interesat? De unde abordarea asta unor teme fixe pe care le urmărești cu perseverență, de pildă, ideea asta de tezaur ți-a venit de la Buzău pentru că aveai un tezaur lângă tine la Pietroasă de acolo sau e doar o coincidență? Am făcut eu o alianță pur și simplu între două idei. Plecat dintr-o conversație cu amici jurnaliști în care discutam despre tezaur și ne-am dat seama, eu cel puțin am constatat că vorbim și nu știm mare lucru despre această problemă. Și s-a transformat într-o obsesie. Cred că este cea mai importantă calitate a muncii noastre, curiozitatea. Dacă nu ești curios, e greu să faci meseria asta. Și să ai obsesii. Privilegiul este că ai ocazia ca jurnalist să ai în față oameni
cărora să le pui întrebările și sunt în măsură să dea răspunsurile cele mai potrivite și chiar trebuie să-ți dea răspunsuri. Toată lumea are întrebări, da, dar nu toată lumea reușește să pună aceste întrebări oamenilor în stare să răspundă, da. Vreau să fac această, să adaug această nuanță minimă obligatorie, mai ales pentru tinerii aspiranți la această profesie cea mai frumoasă, care e jurnalismul, zic eu și cred că zici și tu. Și anume că da, poți pune întrebările pe care un civil entuziast, cum am zis eu, le pune fără să aibă neapărat răspunsuri, dar tu ca jurnalist trebuie să știi cel din tâi măcar o parte din răspuns. Cred că e o obligație a profesiei sau poate vrei să mă contrazici aici? Nu, dar este adevărat, e interesant. Oricum trebuie să te documentezi până în pânzele albe, astfel încât să știi dacă cel care se află în fața ta este onest sau nu. Și în al doilea rând, cred că noi facem o slujbă, o meserie în folosul comunității, deși n-am trecut prin instanțe, dar trebuie să reușești să te pui și în pielea celor care stau acasă și te urmăresc. Întrebarea următoare e asta, adică vii de la Buzău, bun, există un tezaur, nu știm încă despre obsesia ta că o să te ocupi de încă unul, dar vii după ce, ca absolvent de Politehnică și mai faci și Academia de Studii Economice după Politehnică, încât orice om de bun simț ar spune bun și jurnalismul, te-ai dus până la Paris ca să vin apoi cu o legitimare de jurnalist. De ce a fost așa? Pentru că suntem o generație de tranziție, de creței. Îndrăznesc să vorbesc și numele tău, nu e frumos. Bine faci, lasă. Că solidaritatea asta îmi place, da? Care am experimentat toate formele posibile de sociale. N-am avut șansa, eu cel puțin, să trec printr-o facultate de jurnalism în anii 90. Ștefan Gheorghiu avea ecouri în societatea românească. Da. Și ecourile astea au ținut un sfert de veac, abia deși a spălat obrazul de vreo 7 ani încoace. Dacă ai fi făcut, să dăm timpul cu 20 de ani în urmă, ce bine ar fi pentru noi, eu te-aș fi trimis cu vocea asta pe care o tot ascult, ți-aș fi zis, la radio cu tine, la radio neapărat. Ți-au mai spus și alții, nu? Da, mi se spune constant, dar am fost la radio și la Iași și aici, în București, la Europa FM. Este un mediu excepțional. Poate în primul rând pentru că McLuhan spunea că e un mediu cald. Uh-huh. Nu poți apela la alte trucuri. Noi avem aici o echipă de colegi foarte numeroasă. Acolo nu ai decât microfonul, nu poți păcări pe nimeni, nu e decât vocea și, sigur, trebuie să faci spectacol. Acolo, în momentul în care se instalează o liniște mai lungă de 15 secunde, exact, lumea se întreabă ce s-a întâmplat cu tine. Ai văzut că te-am îngânat aproape, pentru că și eu vin din școala radioului și mi-e dor de ea, nici măcar nu m-ai întrebat de ce aveam căști pe masă. De ce aveam căști pe masă? Avem căști pe masă pentru că am vrut astăzi să ne jucăm un pic de improvizația și să ne punem căștile și să ne jucăm de radio, dar stai că mai amânăm un pic această improvizație, că nu știu dacă va fi subtilă sau jucăușă sau cum o să ne iasă, pentru că n-am terminat de tot cu Buzău. Ce resursă importantă iei de acolo, din Buzăul tău? Ce ai adus în jurnalism de la tine, de la Buzău? Că trebuie să fi adus ceva. Poate curiozitatea. A făcut un liceu foarte bun, Bogdan Petricei cu HD-ul, da, cunoscut de altfel. Da. Adică erai tobă de mate până una alta și de fizică. Și da, de... asta erau inerente. Era un liceu de matematică fizică. Am avut un profesor foarte bun de istorie, domnul Gheorghe Dănilă, un profesor admirabil, care a îndrăznit să ne învețe istoria adevărată. Avea grijă că atunci când ne spunea discursul neoficial, ba chiar antioficial, avea grijă să ne dea de înțeles că acum nu mai luați notițe. Și ne spunea lucruri. Atunci am auzit lucruri despre Basarabia și așa mai departe. Ce poveste! Și curiozitatea m-a rămas oarecum. Altfel, ce să spun? După Buzău a urmat Iașul, 15 ani. Acolo am dat de presă și de televiziune. Dar hai că ai fost 95, și la Radio Chișinău, ai fost șef, ai fost director. La Europa FM ai moderat, cum fac eu acum. Și cu toate astea, de ce n-ai rămas la radio? Că acolo voiam să ajung, de fapt.
O să mă gândesc. Deci întrebarea este de ce n-am rămas la radio sau de ce n-am plecat din televiziune? Păi nu știu, că până să te gândești, eu zic, fii atent ce facem. Ne întoarcem așa, zicem că radioul e acolo, știi? Și ne punem căștile. Ok. Așa. Și zicem că suntem la radio, care vrei tu, ce radio vrei tu să fie. Și acum cred că te las pe tine să fii moderator, ca să respir un pic, dar ca să te și pândesc ce vei face și cum vei schimba haina. Bine, am putea spune bună dimineața ascultătorilor noștri, o dimineață de sâmbătă cu soare. Invitata noastră este Daniela Zeca Buzura, o jurnalistă cu experiență în radio, în televiziune, este profesoară de jurnalism, este scriitoare. Am bucuria de a o avea ca invitată astăzi și prima întrebare cu care vom debuta, fiind o săptămână mai specială, o săptămână a monarhiei. Am avut un 10 mai spectaculos, am avut un 9 mai, tratat de obicei cu indiferență, pentru că deși este ziua independenței de stat a României, ziua Europei este mai importantă, ceea ce nu e rău, și am avut și o încoronare. Prințul Charles a devenit regele Charles al III-lea. Și am să o întreb invitata mea cum a privit acest spectacol regal. În ce dificultate mă pui, dar uite că nu mă prins nepregătită, pentru că să știi că am cheltuit o zi și jumătate din timpul meu cu mult entuziasm ca să văd acest eveniment în care m-am teleportat ca și cum aș fi fost acolo. Dintr-o mulțime de motive. În primul rând, pentru că am reușit să văd abația Westminster în toată gloria ei barocă, toată clădirea asta de 700 de ani, în sfârșit am văzut-o, nu ca în 1953, când BBC-ul, cu acordul reginei Elisabeta a II-a, a fost pe fază, cum am zice, și a filmat totul și iată, avem alb-negru pe peliculă acest eveniment extraordinar. Dar acum l-am văzut în culori, l-am văzut în toată forța tehnologiei, cu vitraliile și mai ales, știi ce zic, cu mozaicul medieval care înainte era deteriorat și stătea sub covor și nimeni nu l-a văzut până câteva secole, până la această încoronare de acum câteva săptămâni, când s-a văzut în toată splendoarea lui și pe acest mozaic în premieră a fost pus și tronul vechi de stejar de 700 de ani și corurile care au cântat imnuri și, bineînțeles, protagoniștii la care am fost foarte atentă. Și dacă mă întrebi ce mi-a plăcut cel mai mult, am să-ți spun, Marian, două momente pe care, nu știu, dacă radioul, că tot vorbim, acum suntem la radio, le-ar fi putut surprinde așa cum a făcut-o televiziunea. Unul a fost intrarea în catedrală, deci coborârea din caleașcă și dintr-o dată au fost trâmbițele, s-a anunțat coborârea viitorului rege și a consoartei lui și a fost un moment de 4-5 secunde, crede-mă, în care toată mulțimea aia care umplea trotuarele și bulevardul, a amuțit și s-au auzit doar caii. Incredibil. Apoi, momentul de intensitate, după părerea mea, după gustul meu, mai degrabă, că aici a vorbit mai devreme de emoții, a fost acest moment al ungerii. Pentru că știi bine cum sunt încoronările, sau, mă rog, n-a fost chiar ca în țările nordice, sau ca în Belgia, au fost toate momentele, inclusiv în tradiția anglosaxonă, recunoașterea suveranului, când se strigă de 3 ori God save the king și oamenii răspund sau răspund doar cei care cred în asta, după aia jurământul pe Biblie și după aia jurământul ajungerii la tron și în sfârșit ungerea sacră, pe care de fapt muritorii nu o văd și care la televiziune a fost totuși surprinsă de o macara de undeva de sub cupola abației, când am văzut doar atât și aici voiam să ajung, pe Charles în cămașă subțire de in, slab de îi se vedeau coastele, era bărbatul care așteptase 70 de ani cu credința această încoronare
era în genunchi, aștepta ca arhiepiscopul să-i pună cu lingura asta a ungerii uleiul ăla sacru. Regele a fost înconjurat de aceste pavilioane de mătase care erau așa pe niște bucăți de bambus șlefuit și n-am văzut decât acest moment al așteptării și am mai văzut ceva. Erau soldați tineri din celebrele Gărzi Roșii și unul dintre ei, care a trebuit să susțină paravanul ca noi să nu vedem ungerea, era atât de emoționat, asta numai televiziunea putea să vadă, încât s-a sprijinit cu fruntea de lemnul paravanului și a închis ochii. Era în chipul lui de 20-25 de ani. Atâta evlavie, atâta emoție, atâta bucurie reținută și încredere în monarhia britanică. Dar tragem așa cortina, ne întoarcem și redevenim republicani, da, la televiziune, nu? Nu de la Ploiești, nici de la Buzău. Da, republicani, n-a vrut să fim republicani, așa s-a întâmplat. Și pentru că tot e săptămâna monarhiei, apropo de prințul Charles, cât era prinț, deși omul ăsta a făcut enorm de mult bine României, începând cu 88, când s-a pronunțat public împotriva sistematizării, da, satelor, spui, și l-a făcut inamic pe Ceaușescu, inamic personal, deși a continuat să vină aici, la țară, cum să spun, și chiar era un prieten al oamenilor simpli. Omul ăsta a avut parte de dezinformări, pentru că tot vorbim și de fake news, s-a spus: ce caută aici Charles? Este interesat de patrimoniul imobiliar. Cumpără case ca să-l știm noi, că el știe că le va revinde. Apoi s-a trecut la păduri. Prințul Charles cumpără păduri. De ce? Este incredibil. Așa cum despre regele Mihai, de la plecarea sa, izgonirea sa din țară, din ianuarie 1948, securitatea a născut această minciună îngrozitoare că a plecat cu tren plin de aur și de tablouri. Tot știam asta, generația noastră. Și a continuat să facă o propagandă, de fapt, un compromat clasic, da, în care sintagmele regele trădător și regele exploatator au fost narațiunile principale, sintagmele principale, au încă tracțiune. Încă omul acesta, care a fost cel mai sărac monarh în Europa, și după moartea sa apar astfel de minciuni în presa românească. L-ai cunoscut, așa? De ce? Ai avut șansa să stai ochi în ochi cu el câteva minute, eu așa știu. Da, n-am avut ocazia unei conversații lungi. Avem colegi în televiziune, este Bogdan Șerbanian cu Camelia Cichi, care știu mult mai multe despre majestatea sa decât noi. Dar spune multe despre noi ca români, faptul că avem un astfel de discurs instigator la ură și că ne placă astfel de... E mai mult decât o bârfă despre oamenii care, practic, au fost... ar fi putut reprezenta salvarea noastră, da, la un moment dat. Da, unele sunt calomnii dureroase. Da. Nu pot să le încadrez altfel decât așa, drept calomnii. Și pentru că ai vorbit de români și de identitate românească, vreau să spun asta. Ceea ce probabil se știe sau ceea ce prietenii vor afla umblând în urma discuției cu tine pe internet și în librării, dar aș vrea să-i ghidez să se uite la filmele tale despre Siberia, să se uite la felul în care tu i-ai văzut pe a românii de peste tot, și mă întorc imediat acolo, să se uite la ceea ce ai filmat în Uganda și în Sudan. Practic, ai fost primul care a făcut asta la sfârșitul anilor 2000 și mă opresc la felul în care ai așezat ca într-un puzzle aceste oaze de românitate din Grecia, din Macedonia. Deci, practic, ai fost în Albania, ai fost în Grecia pe urmele a românilor și acolo am văzut școala franceză de film pe care ai învățat-o temeinic la Paris când ai fost la studii și felul în care i-ai lăsat să vorbească ei înșiși despre ei. Te rog să spui o poveste de 2 minute despre aceste căutări, fie în Siberia, fie la fostul Moscopol, că ai ajuns, nu, până acolo aproape. Am fost absolut impresionată. Și ia povestea de aici, de la pământul în care a românii pun mai întâi un platan și dacă el crește și se prinde,
pământul e bun și neamul acela o să aibă soartă. Hai să povestim împreună. Da, este o poveste care mi-a plăcut. O comunitate se clădește în jurul unui platan. Asta este tradiția armânească. Am fost de mai multe ori în comunitățile armânești din Balcani și la un moment dat mi-am dat seama că această chestiune a identității este privită dintr-un punct de vedere, este o privire colonialistă, că tot e la modă această dezbatere. Și cartea lui Eduard Said, Orientalism, este genială. Noi românii ni revendicăm pe aromâni și pe bună dreptate, dar și grecii și revendică, și albanezii. Toată lumea consideră că oamenii aceștia sunt membrii ai comunității lor. Iar în Grecia, cel puțin, li se interzice să se manifeste ca români. Și este de necrezut că pentru o țară... Cei care vor vedea filmul, te rog să mă ierți de întrerupere, dar ai acolo un preot care spune direct, sau chiar un interlocutor care spune, românii din Grecia sunt înspăimântați și nu vorbesc, ei nu mai au școală și biserică, li se spune Eleno Vlahi, dar ei de fapt sunt... Cuțo Vlahi, și un termen peiorativ. Și mai adaugă ceva preotul. Filmam într-o piață lângă un platan și au venit reprezentanții ai direcției de cultură din Ioanina și au interzis interlocutorului nostru să mai vorbească, pur și simplu. Dar mi s-a părut interesant această privire în care să vedem totuși ce spun și ei. Ei ce cred despre ei înșiși că sunt. Și o poveste frumoasă. Oricum e de mirare că oamenii aceștia mai vorbesc încă dialectul a român. Așa cum este de mirare că istro-românii mai vorbesc în istro-română. Mai sunt circa 1000 de vorbitori. În Carta UNESCO a limbilor pe cale de dispariție este pe locurile fruntașe. Și este un subiect de care românii se preocupă prea puțin. Și mă refer la cercetători, la lingviști și așa mai departe. Adevărat. Sunt croații care sunt mult mai în măsură și au produs studii mai valoroase. Pentru că la un moment dat, pur și simplu, Ceaușescu i-a spus lui Tito, noi nu ne amestecăm în Iugoslavia, tu nu te amesteci în România, și așa a rămas și după 30 de ani. Da, din păcate așa a rămas până la replica acestui preot care spune, limba noastră nu mai are școală, de aceea e virgină, dar noi tot o păstrăm ca să nu cădem în blestemul care se îndreaptă spre orice casă care a uitat din ce dadă, din ce mamă pleacă. Da. Și tot vorbim despre origini și despre patrii, spre medalia de aur pe care ai obținut-o. Am fost foarte mândră ca o colegă a ta de la Televiziunea Română că tu ai luat în palmares această prestigioasă distincție acordată de Asociația Corespondenților ONU și ai luat această medalie de aur pentru fenomenul migrației și pentru alt film pe care l-ai făcut despre Siria, cum se cheamă? Exod? Da? Exodul, o tragedie siriană. O tragedie siriană. Am văzut și acest film, oricine îl poate vedea online. Și acum poate vrei să închei această atât de scurtă întâlnire cu mine, cu ideea asta de când plecăm, dacă plecăm cu durere sau plecăm de plăcere și de drag, de ce ne întoarcem sau de ce nu ne mai întoarcem câteodată. Hai să vedem și să încheiem așa. Te referi la plecarea din țară? Și la asta, plecarea dar și la, și la plecarea din sine, de ce nu? Cred că e bine să pleci și din tine și din țară din când în când. România se vede cu totul altfel de la distanță. Eu am avut ocazia să itinerez spațiile locuite de români și am învățat foarte multe despre mine și despre noi. E bine să mai ieși și din tine, să-ți mai părăsești și obiceiurile. Și dacă ai și șansa să întâlnești oameni de treabă, cred că ăsta este marele privilegiu al meseriei. Să cunoști această bogăție uluitoare a lumii. Pentru că asta te îmbogățește și pe tine. Și îți dă un fel de smerenie, de modestie, de asta și spuneam că jurnaliștii n-ar trebui să se considere vedete. În niciun caz. Ar trebui să fie recunoscători pentru că fac meseria asta, să iasă cât mai mult pe teren, dar să fii vedetă, nu știu, ți-am spus, mai degrabă
facem o slujbă în folosul comunității. Ar trebui să cultivăm mai degrabă reportajul decât opinia. Astăzi, jurnaliștii sunt de opinie. Toată lumea are o opinie. Cred că suntem într-un punct mort al meseriei, dacă vom continua așa. Ce pot să spun decât că aștept un prilej nou ca să vorbim și din această perspectivă pe care n-am atacat-o, a modului în care un jurnalist ca tine, de pildă, care studiază fake news-ul, vede revoluția din 1989 sau alte evenimente, mineriadele sau așa, sunt subiecte pe care nu le-am atacat și care ne așteaptă sub cărbun cumva, sunt calde. Așadar, a fost doar o avanpremieră la ceea ce am mai putea discuta împreună. Îți mulțumesc, Marian Voicu, și sunt bucuroasă că astăzi am băut împreună o cafea și un ceai. Mic dejun. Mulțumesc și eu.